ce rasă sunt ăștia? Dar de unde să știu? Sunt blonde. Cai blonde. E blonde. Cai blonde, din ăștia vrem să ne luăm. Salutare, oameni buni! Astăzi am o veste foarte tristă pentru aceia dintre voi care sunteți abonați la canalul Roșan la Țară datorită lui Iancu. Din păcate, pe Iancu l-am vândut săptămâna trecută. Și a fost o decizie grea, deși ne pregăteam pentru asta, pentru că am anunțat că o să-l vindem. Însă, cu toată părerea de rău, după 2 ani de zile, o trebuie să-l vindem. Ne-am obișnuit cu el, era cu minte, într-adevăr, după cum ați văzut din multe filmări. Însă, a crește un cal e un lucru foarte solicitant și noi, în momentul de față, avem și 2 copii mici, avem și capre, avem și alte animale. Și pur și simplu nu ne ajungea timpul. N-am avut timp să mă ocup de el, n-am avut timp să-l duc, să-l pun la căruță. L-am pus la ham, am mai umblat încoace încolo, l-am îngâiat, l-am scăpinat. În ce m-am putut ocupa de el, m-am ocupat. Dar din păcate anul ăsta, în mare parte din timp, o cam stat priponit. Și cum a fost un an secetos, un an dificil, din punctul nostru de vedere, cu creșteri de prețuri la furaje, la cosit, la balotat, la lucrări agricole, o trebuie să-l vindem. Timpul a fost prea puțin ca să ne ocupăm și de Iancu. Așa că soția mi-a făcut cadou. Acest cadou. Un puzzle cu cai ca să-mi alin suferința. Cu puzzle-uri în formă de cai. Puzzle-uri foarte interesant, că nici n-am observat. Și formele de la puzzle îți copiază cumva forma. Păi poți să scoți un puzzle de acolo. Bine. Nu e ca și cum asta o să-mi aline mie durerea sau o să vă aline vouă supărarea. O să-i pun în fiecare seară câte un căluzină la superină. Superină ca să ce? Să mă jeneze? Să mă deranjeze? Da. Am filmat un pic așa haotic și plecarea lui Iancu, pentru că eu l-am pus pe OLX de vânzare și speram să vină ceva români cu ștaif să-l cumpere, sau speram că vreunul dintre urmăritorii mei care l-admir așa de mult și îl vrea pe Iancu. Dar nu s-a anunțat nimeni și până la urmă la cine s-a anunțat și cine a venit, cu cine m-am putut târgui, am făcut târgul cine cumpără cai în zilele noastre, țiganii sau romii, că nu zicem, păi nu, are nu zicem asta în bajocură. Nu, nu zicem în bajocură și așa. Eu zis. Și oamenii au zis că o chiar amuzant. Nu, doamnă, v-ați așteptat să vină. Oare ce români? Dar să știți că numai țiganii cumpără cai. Exact. Deci asta e treaba. Se simte ușurare pe volumul de muncă pe care îl avem noi în fiecare zi, pentru că e o rutină care ne încarcă timpul. Și eu sper că nu voi pierde mulți urmăritori dintre voi, pentru că vom continua, sper, pe viitor să ne cumpărăm o mânză, dacă ne ajută Dumnezeu și găsim una potrivită, când vom fi un pic mai copii ăștia să fie mai mari, să am eu mai mult timp și să ne putem ocupa mai bine de o mânză. Dar cred că ne-am dat greața, cum să zice, cu Iancu, am văzut ce înseamnă creșterea unui cal, pentru că îi una să ai idealul și magia aia că tu ai cal, să visezi să-ți cumperi un cal și alta să crești un cal. 2 ani de zile nu ne-au făcut experți, dar ne-am dat seama cu ce să mănâncă. Ne-am dat seama ce înseamnă o creștere a unui cal. Nu-i oribil, nu-i nici ușor. Ai de umblat după el și trebuie să ai ce-i dat de lucru, mai ales la un armăsar. Ceea ce noi n-am avut. I-am dat ocazional pe școală, după cum ați văzut și în filmările noastre. Probabil o să revenim pe canal cu segmente de compilații de astea, cu cele mai tari momente cu Iancu. Dar, din păcate, asta este. Și, cu siguranță, vom avea proiecte interesante în continuare în gospodăria noastră, dacă vreți să ne urmăriți în continuare. Eu o să mă apuc să fac puzzle-ul ăsta, pentru că, într-adevăr, ăștia cred că-s cai
Acum am un lapsus, dar oricum. Sălbatici? Nu, ca și rasă. Aha. Ce rasă să știa? Dar de unde să știu? Eu sunt blonde. Cai blonde. Pe blonde. Cai blonde, din astea vrem să ne luăm. Dar eu mă gândeam că toate siepe. De-aia am zis blonde. Pentru că toate sunt blonde? Da. Cai blonde. N-ai cum să știi ce lăs. Dacă nu se vede nimic atârnând sau... Așa. Poate pe viitor vom reuși să ne ulăm un cai blonde. Măcar unul. Deci ăștia, pentru ăștia, trebuie să strângi tu bani. Și tu și eu și amândoi și copiii. Că sunt mult mai scumpi ăștia decât... Eu nu doresc un cal. Deci atunci o să-ți cumperi un cal când știi sigur că poți să te ocupi singur de el. Bineînțeles. Bineînțeles. Am văzut că e destul de greu pentru Andreea să umble la cal și să și temea de el, că deja devenise mare. Și armăsar fiind, na, să mai scutura, să mai așa. Și nu e, pentru Andreea nu este creșterea cailor. Însă pentru mine e un vis de-al meu și nu am renunțat la acest vis. Nu renunțați nici voi la Orășan la țară. Vă mulțumesc că ne urmăriți. A fost într-adevăr o decizie grea. Nu m-am pus pe plâns cum... Ce-ai gândit tu că o să fac? Cum am tot gândit că o să fac. Dar am reușit să ajung la acest... rezultat final, văzând că nu reușesc cu niciun preț. Vara tot timpul ocupat, iarna scoate, umblă. Iarna a fost într-adevăr că aveam timp să mă ocup de el, dar iarna nu se putea el desfășura cum trebuia, că lăsam, cât îl lăsam, jumătate de oră, o oră afară să alerge, să plimbe și după aia trebuia băgat în graj. Și oricât ar fi de frumos cai, încă nu-i momentul să-i creștem noi. Acum nu mai avem timp pentru ei și continuăm cu alte proiecte. Sperăm că v-am impresionat și v-am convins să rămâneți alături de noi prin comportamentul nostru, prin grija pe care avem față de animale și pentru pasiunea noastră în ceea ce facem. Haideți să vă arăt cum a plecat Iancu. Pentru că, da, a plecat. Sper că-mi ies cai ăștia, să nu-mi iasă alți cai. Cam greu, nu? E la second l-ai luat, cred că nu l-ai luat la o licitație. Că l-a luat mami și l-a dat la Sofia și Sofia nu a interesat-o și ți l-am dat eu ție. E ok. Atâta timp cât îți eu stăpân pe el, acum nu mai am pe Iancu, dar măcar o să am un pat. Știi cum îl fac? Ăsta îl fac, lipesc pe carton și îl pun unde vreau eu. Îl pun deasupra patului. Dar n-avem loc deasupra patului, numai de nu-l pun așa înclinat pe tavan, că acolo e mansardă. Sau îl pun la găzi de candelabru. O să am grijă să-ți dau tot timpul ceva de lucru, încât să nu te poți ocupa de puzzle-ul ăsta. La găzi așa pe candelabru, de la candelabru în jos, cu un fir de ață și cu niște greutăți, să nu se învârtă. Niște greutăți să nu se miște și să-l văd așa din pat. Super. Stai să zic, mai bine... Îl pui lângă tine în pat, știi? Că eu vin și dorm jos. Am unul la împăian cu nici puzzle, nu-l pot pune unde vreau. Ba, pune-l unde vrei. Pune-l în pat, am zis. Nu lasă că bine a fi. S-a încăi ăștia. Nu știu ce dimensiune are, dar... Nu. Poate că pe unii dintre voi v-am dezamăgit, dar asta e viața. Eu sunt primul care suferă, pentru că l-am iubit mult pe Iancu și a fost primul meu cal. Dar trebuie să plece și sperăm să fie alții. Altele. Lasă-mă că zbiciu, mă, lasă-mi-l, mă! Lasă-mă zbiciu, că numai asta mi-a mai rămas.
Ca așa că altul n-am mai avea eu. O crescut, eu nu l-am văzut să se apară. Duce Victor și Sofia și luați-vă la revedere de la el. Că poate el îți mai vedea pe drum și nu mă prins. Și-am scărpit în coltan. De unde sunteți? În coltan. Ia vezi că fata nu se cheme, că e blând. Am o și ea să cheame un pic când să mai... Da, nu se scutură, că e ghiu. Să-l bagi în trătură sau în ei. Mare, ți-am zis că nu i-am dat abran. Cine e bruncul? Ia cât e ghebrân, că Andreea s-o cheme el. E blând. E blând, nu te-ai bine, dar te-ai frică mie. Păi s-a educat, Daniel. Unde stă unul Ghiță? Ghiță? Nu-i nimeni Ghiță. Nu-i Ghiță, numai Ghiță. Hai, Ghiță. Am un ce să zic, nu știu ce planuri aveți cu el, sper să vă... Înțelegeți cu el, să aveți grijă de el și... Da. Parcă dumneatate ai înțeles până am o și noi nu înțeles. Eu așa cred că m-am înțeles. Am un... Vezi că are prunci, el era blăstămat. Eu am ferit prunci de cal, tanti. Copiii s-au apropiat de cal numai cu mine. Că totuși calul nu știe de ei ca stăpân, de mine știe. Am un... O, la tine iar măsar, o, la zugănie. Nu, lasă coda, mă. Coadă. Da, văd ei, după cum îi umblă la, la coadă și calul nu mișcă și cum i-a ridicat piciorul. Deja de asta și duce. Da, e blând, că e de o stare. La cal, n-ai ce te fizi, Cornel. Știu eu că n-au avut în asta, e când i-au zis pe lău. Dă la pui, dă la pui, ia ce știe mai bine. Dă la pui, dă la pui. Vă țaie să gănești. Țuric! Dă la pui, mă! Țuric, mă! Ți-ar trebui un zici. Dar și-ar duce, ți-o vine ștracul pe voi. Nu te întâlni cu cineva. Vine, bă, dar ce pe jos, după mașină încet, așa frumos. Nu mașină, după ștrac, nu pot duce pe mașină, că nu-mi plac așa. Cu mare drag. Mai pune, Daniel, dacă mai dorește, domnul. Să nu vine înapoi la casa lui, știi, că învățat un eu trei. Mi-a pus în gură. Uite pe el. Mai aia am vândut-o o mangă. Cu stabă să-l scapi în șoc. Să rămână la revedere. Aia am cu ei. Să părate-l de pe el, să părate-l. Te-a cu ei, știi? Cât de bun e ziua, cât de bun e ziua. Ia ce face. Să ai noroc. Ia-ți-o împărgi pe el. Cât de bună. Așa se face. Să aveți noroc la el. Noroc și bani. Ia-ți-o mnesc de părghi pe el, să-i... Da, dă-i pace că are filmări. Păi aflapul are unde. Unde-i Grișca? Ai pierdut-o? Știu ce înseamnă cai, mai bine ca noi. Da, pe cu cai au crescut. Cum de l-ai vândut? Cum de l-am vândut? O putare greu cu el, că Andreea nu poate umbla după el. Numai bărbat să... trebuie la el. Păi eu nu m-am gemut de el. Nu fă nici rău, că fă bun. Eu am avut patru, am avut în la infinit, mai Daniel, nu poți ține ai de zile. Mi-a zis cineva de când l-a luat. Zice, mă, vin el, mă, și ia-ți o iapă, dacă vreau. Că bine zice. Nu. Am un... Poate că ne-a ajutat Dumnezeu, ne-o lua o iapă cândva. Cândva. Păi, eu știu, când eu mai așez. Noi cu caia am lucrat pământul. Armăsar e blăstămat la o vreme, știu eu. No, ia, tot armăsar lua omul ăsta, până am luat eu o iapă neagră, așa, murană. Din păcate, bine era să vină un român să zică, băi, hai că le iau eu. Da, ți-ai găsut. Dar românii nu prea cumpără. Nu, românii au tractorul. Da, mă, ce? Am la cine să-l dau, Sofia? Cine vine după el? Uite, toată lumea știe, îți zice și tanti Mărie, îți zice și nenea Cornel. Țiganii să pricep cu cai. Ies cu cai. S-o ocupă cu cai. Mai bază nepotul mi-a închernie, că el e cu cai, are 9 cai acolo, toată lungă. Și ce fac țiganii, Sofia, câteodată? Nu. Îl ia de aici, dacă îi place lui, îl ține, dar de obicei caută client și îl dă mai departe. Și poate face el 500 de euro în plus. Poate, sau... da, în Italia, în Austria, că acolo... Eu am lucrat în Austria, la o fermă de cai. Nu, acolo ține numai în parc și le dă. În parc le-am dat, am avut 20 de cai. I-ai dat și abrac. Eu nu m-am chemut până acolo de cai. Nu, nu i-am dat și abrac. De cai. O pătaș de aia, de acolo, un cal mai valoare ca un copil, știi? Cai, acolo toată lumea la țară sunt cai, capre și oi. Și noi am vrut așa, și așa o face, dar bun ar fi oi. Avea țarcă acolo.
N-am ce face, că de-am trebuit să-l vând. Se gane mare de că nu-l vând a doua oră. N-a bine. Dacă nu, nu cine că, dă banul sănătos? Nu mă gândesc că nu i-a plăcea sau ceva, da? Da, păi nu poate băga aici un motiv, iau relație, că știi că încă 30 de milioane îl vând, îl dau la schimb și mai ia altceva, la schimb, mai și face mai ia niște bani. Și da, bă, nu. Nu, eu e cu banii. Doamne ajută, seara bună. 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 Na, asta e. Celălalt pahar, Sofia, unde l-ai pus? E acolo. No, draga, nu mai am cald. Da, dar s-o întors, o măs mai jos și apoi... Am vândut calul și am un măpun pe plâns. Dar nu pot fi felicitat, că nu l-am dat nici cum, nu l-am dat nici bine. Bine l-am dat, că nu l-am dat la de aceștia care cu cai se ocupă, da. Dar cum era dacă nu venea nimeni după el? Foarte bine. Și nu-l cumpăra. Că mie îmi place de el. Păi și mie mi-a plăcut de el, dar umblai tu toată iarna să-i dai de mâncare și să scoi gunoiul. Păi am mai umblat o iarnă întreagă, două ieri. Vara e vară, dar e ca iarna. Pe vara aleg afară, lăsam să pască, n-avea treabă. Da, iarna. Iarna, toată iarna, toată ziua. Și balica. Și mâncă și... No. Bine, da. Eu am sperat că lui Tânia se face mare treabă cu el, dar am o sperat la o iapă. Cât ai la Tânia? 2 ani? 2, da. 2 ani. 2? Fix, cam 2 ani fix. No, am experimentat cum e să ții cai. Am ai fost o mânză. O mânză. O mânză mi-aș lua. Ia ajută Dumnezeu? Da, avem de tăci. Am și tot așa, se mai dau de lucru, dar măcar știi că îți mai faci un mânz, poate că, ia știu. Nu. Eu i-a aflat o mânză așa blândă ca esta, de nu. Dar orice ia, păi e blândă. Pune braniște. Unde e braniște? Braniște, nepoțul meu. A, acela de jos? Acela e porcărie. Se ocupă cu țigani, se ocupă numai cu cai, se ocupă. Am auzit că el e cu combinație. Are 9 cai, se ocupă, dați aici are lăsat un unghi epele apătat. Ghitor bugăte, aia știu cu caie, nu știu ei. Da, au văzut ei, că nici nu stat la târg. Nu tras nimic. Nu o tras un pic în jos. Tăganul. Un pic și o văzut ei că e cal bubân. Da, dar pe eu. Nu se vede pe el. Da, cu ei, știi ce trebuie? Știi ce or face? Ce n-am făcut eu și n-am avut vreme să fac. Vreme. Trebuie pus la căruță, trebuie umblat cu el o săptămână, două, o lună, două și după ce l-am învățat, automat eu cresc cu prețul cu 500.000 de euro. Păi da, automat el o câștiga, mâine o câștigat. De la cine bani? Câștigă dacă au clienți și ei știu oameni și știu clienți. Știu clienți, sigur, eu câștigat bani, că știu pe ce am dat bani. Să vând tătașa între țigani, că tătașa aia vinde, dar noi... Eu dacă nu mă cunosc cu ei și nu mă duc să mă laud ce să mă... Ales că n-ai marfă de calitate, știi, câștigă, automat o câștigă toate, altfel nu dădeai nici 5 bani. Dar e cât, clar, dacă nu câștigau el, în plus nu dădea nimic. Da bine, hai să mergem. Ce tare, merem la muzică. Îi iau cu caia, asta e meseria lor. Exact. Noapte bună. Noapte bună. Ia zi, Sofia. Dar de ce neagră? Cred mai faină. Nu blondă. Ba, blondă. Eu zic să nu mai luați niciun cal, luați-vă din asta. Bivoliță și... Neagră va fi. Și bivolița nu ți-a fi frică de aia. Nu mai lua nimic atunci. Dă-le pace că doar... Nu, no, mai bine o bicicletă cu reacții. Da, o bicicletă cu pedale. Cu reacții. Uite-te, mami. Ce sunt lungi, mețo. Du-le, te rog, în casă, spune-le la spate. Da. Ia, Victor, du-ți picla de apă. Da, japă. Vedeți. No, îi duceți biciul în casă să dorm cu el în pat. În niros. Lasă-mă că-s biciul, mă, lasă-mi-l, mă.
Lată mă, Gigiu, că numai asta mi-o mai rămas. No, asta este. Asta este durerea. Da.